Muzică, dans și voie bună au fost ingredientele unei petreceri interzise pe timp de pandemie în Argeș. Protagoniștii, chiar cei care ar fi trebuit să respecte legea primii, ca să dea un exemplu cetățenilor, angajații primăriei în frunte cu edilul șef au făcut o lată. S-au deghizat, au cântat și au dansat până au rupt opincile sau până când la ușa localului s-a auzit deschideți poliția. Pentru că unii petrecare ți-au lăudat pe rețelele de socializare cu poze și filmulețe de la petrecere, oamenii legii au fost sesizați. În urma verificărilor efectuate de polițiștii secției de poliție rurală Albeștii de Argeș au fost identificate persoanele care ar fi participat la eveniment, fiind aplicate 12 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 21.000 de lei. Atragem atenția tuturor cetățenilor cu privire la importanța pentru noi toți a respectării restricțiilor impuse prin ordonanțele militare pentru perioada stării de urgență. Și reamintim că nerespectarea legislației în vigoare atrage sancțiuni, dar și că necunoașterea legii nu poate fi invocată ca scuză.